Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, iar pe adresa de e-mail pe care vă invităm să o folosiți și dumneavoastră, fie aveți probleme, fie doriți să vă lăudați cu grădina dumneavoastră și cu recoltele obținute, vă așteptăm să ne scrieți, o aveți afișată pe ecran. Așa a făcut și Elena, care are o nedumerire și vă roagă să îi spuneți dacă combinația Ovipron amestecat cu Nurel și cu un produs pe bază de cupru merge pentru tratamentele de iarnă la pomii fructiferi. Merge, însă Nurelul nu mai trebuie pus, pentru că Ovipromul e un ulei cu un insecticid anume. A greșit, să nu speram, a greșit că a adăugat? A greșit, însă nu-i nevoie. Sunt niște lucruri care ar trebui să știe, dar eu vis-a-vis de chestia asta cu Nurelul și cu tratamentele, sunt oameni care s-au gândit să ne întoarcem la agricultura tradițională și în pomicultură și au dezvoltat niște substanțe care pot, într-un fel, să ajute pomicultura și nu numai. Și în legumicultură se pot folosi aceste substanțe. Este vorba despre Telacalco. Este un produs care, folosit în pomicultură, poate fi folosit în felul următor. Praful respectiv se amestecă cu apă și în soluția respectivă se pune un insecticid, spre exemplu un Nurel sau un Novadin Progres, împreună cu un liant, Nicea. Și acesta se poate aplica cu bidineaua, cum făceau străbunicii noștri, își văruiau tulpinile, dar adăugând aceste substanțe, mai ales acolo unde livezile nu sunt îngrădite și sunt predispuse la atacul iepurilor și a căpriorelor. Făcând acest tratament pe tulpină, nici căprioarele și nici iepurii nu mai rod, pentru că insecticidul respectiv împreună cu nicea are un gust amar și nu mai se ating de așa ceva. În plus de aia, și Novadimul Progres și Nurelul sunt niște repelenți care miroase foarte urât și animalele le îndepărtează. Nu este. Iar Telacalco ăsta se folosește foarte des în legumicultură, acolo unde vrem să refacem structura solului. Să refacem structura solului, să îmbunătățim pH-ul. Exact. Și nu numai. El mai are încă un rol foarte important. Unde aplicăm acest praf, nu mai se dezvoltă melci fără cochilie. Pentru că odată aplicat acest praf de var ca o bandă pe sol, melcul trecând peste această bandă îi absorbe umiditatea și melcul moare. Sunt niște lucruri care pot fi utilizate cu mare succes și cu un preț foarte mic. Singurul lucru este ca să-l folosim corect. Și încă într-un loc se mai poate utiliza, acolo unde avem mușchi în gazon, se poate prăfui într-un ciorap de damă, să pune niște Telacalco, să prăfuiește zona respectivă, pur și simplu mușchii dispar datorită faptului că dispare umiditatea din sol. Și mai sunt o mulțime de lucruri. Nu o să revenim cu alte informații și cu alte calități acestui produs. În schimb, Nastasia a obținut rezultate foarte bune în legumicultură, dar grație sfaturilor primite în cadrul emisiunii, dar pentru anul 2020 se pregătește pentru înființarea unei culturi de cartof, de sămânță. A cumpărat cartofii de sămânță, vă întreabă cum poate să împiedice încolțirea și dacă îl stropește pentru a nu încolți cartofii, mai poate folosi... Nu-i voie să-i stropească cu nimic. Singurul lucru este controlul temperaturii. Deci acolo trebuie să aibă în general o temperatură constantă. Dacă este într-o încăpere sau în ceva, trebuie neapărat să fie aerisită încăperea respectivă. Dacă are siloz, neapărat trebuie să vadă tuburile de aerisire să fie destupate și să circule aerul, altfel să creează o temperatură ridicată și automat tubercul încolțesc. Deci, complet interzis tratarea. Nu are voie să folosească nicio substanță inhibitoare de încolțire. Inhibarea încolțirii. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru prezența și pentru informația aduse și în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Vă așteptăm săptămâna viitoare, așa cum v-ați obișnuit, luni și miercuri la ora 17 în direct pe AgroTV. Toate cele bune!